A început cel mai mare pelerinaj religios din capitală, unde rata de infectare este astăzi de 16,5 la 1000 de locuitori. Până pe 28 octombrie, creștinii din toată țara pot veni să se închine la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Evenimentul, spune Patriarhia, se va desfășura cu respectarea condițiilor impuse de pandemie. Curtea Catedralei Mitropolitane din București s-a umplut de credincioși. În prima zi de pelerinaj, pe racla cu Sfintele Moaște au trecut sute de persoane. Am venit în primul rând că vreau să-i spun Sfântului Dimitrie la mulți ani. M-am avut foarte emoționată. Da. Veniți în fiecare an? Eu îi port și numele, mă numesc Dumitra. Și vreau să-l rog pe Sfântul să binecuvinteze tot România. Vă mișcați cam greu, ați făcut totuși un efort să ajungeți. Am făcut, da, e un canon. Trebuie să ajungem și aici la Sfinți. Veniți în fiecare an? În fiecare an, da. Până acum veneam noaptea de vreo 2 ani, că era mai liber. Dar acum am zis, eu știu, cu pandemia. Pentru sănătate și să ne ferească bunul Dumnezeu de tot rău, pe toată lumea. În ciuda pandemiei, mulți dintre pelerini s-au așezat la coadă împreună cu copiii. Să avem nădejde în Dumnezeu că ne ajută în orice problemă am avea. Veniți în fiecare an? Aproximativ. Aproape. Nu vă e teamă de noile restricții de virus? Păi am venit acum când este mai liber. Vedeți și dumneavoastră. Eu am 4 ani și sunt... Cum te cheamă? Nico. Nicolae. Și de ce ai venit astăzi aici? De ce ai venit la Doamne, Doamne? Să crești, ca să te ajute să crești mare? Ca să mă ajute să cresc mare. Și puternic, da? Iar și puternic. Sfântul Dimitrie ne-a fost mereu de un mare folos. De câte ori ne-am rugat la dânsul, ne-a ajutat. Și mai ales și pentru copii. Deci, în fiecare an? Cu voia lui Dumnezeu, da, am putut ajunge în fiecare an și la început cu copiii să închinăm la Sfintele Moaște. Pentru că Bucureștiul este în scenariul roșu, pelerinajul se va desfășura după reguli stricte. Intrarea și ieșirea de la racla cu Sfintele Moaște se vor face pe fluxuri separate. Masca de protecție și păstrarea distanței sunt obligatorii, iar slujbele în aer liber se vor desfășura cu participarea a maximum 200 de persoane. De respectarea măsurilor sanitare se vor asigura jandarmii și voluntarii. Tot ei vor împărți și pachetele cu alimente, dar și aghiasmă, în sticle sigilate. Racla cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou vor rămâne în București până pe 28 octombrie. Anual, la acest pelerinaj se adună peste 30.000 de credincioși din toate colțurile țării.